ziua, sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Ucraina prezintă noi imagini cu ororile care ar fi fost comise de soldații ruși în orașul Bucea. Procurorii ucraineni spun că au găsit peste 400 de cadavre în localitățile de lângă Kiev, de unde s-au retras militarii ruși. Între timp, Moscova spune că informațiile prezentate de Kiev sunt o provocare, iar imaginile au fost făcute la comanda Statelor Unite. Liderii UE condamnă aceste crime și pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Знаете, это провокации, спланированные провокации, пункт за пунктом опровергает те заявления, обвинения и крики, которые мы слышали. Republica Moldova nu ajută Rusia să ocolească sancțiunile impuse de Occident prin faptul că nu s-a aliniat acestora, afirmă președintele Maia Sandu. Băncile de la noi respectă interdicțiile aplicate Moscovei de sistemele financiare internaționale, iar țara noastră nu va permite reexporturile către Federația Rusă. Noi imagini greu de privit și greu de descris vin din Bucea și alte orașe de lângă Kiev, de unde s-au retras militarii ruși. Aceștia au lăsat în urma lor sute de cadavre ale civililor pe care i-ar fi executat în plină stradă, în subsoluri sau gropi comune. Procurorii ucraineni care investighează posibilele crime de război comise de Rusia spun că au găsit 410 cadavre în orașele din apropierea Kievului. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Corpuri neînsuflețite, tone de metal provenite din blindatele și tehnica militară lovite de armata ucraineană și multă suferință. Aceasta este imaginea în aceste zile în orașul Bucea din regiunea Kiev, localitatea unde timp de 4 săptămâni au avut loc lupte dure între armata rusă și cea ucraineană. Ministerul Apărării din Ucraina a postat pe pagina sa oficială un film în care se arată corpurile neînsuflețite ale unor civili legați la mâini și împușcați, găsiți într-o casă din Bucea. Auzi, pitval, în одному з будинків Бучі. В одному приміщенні окупанти влаштували собі казарму. В сусідньому ж розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі тут. Коліна, свій коліна. Це Смільников. Почала коліну прострілювати? Вісно, що з коліна. Зв'язали руки, поставили на коліна до стіни. Постріл в голову. І все. Людини більше немає. În total, spun ucrainenii, peste 300 de civili ar fi fost uciși și înmormântați în gropi comune. Vladimir a fost surprins de echipa CNN la marginea unei gropi comune în orașul ucrainean Bucea. Își căuta fratele dispărut de mai bine de o săptămână, iar vecinii i-au spus că ar putea fi înmormântat aici. Speră totuși că este în viață. Imagini din satelit cu orașul ucrainean Bucea arată un șanț de aproximativ 13 metri lungime săpat pe terenul unei biserici în care a fost identificată o groapă comună. Imaginile arată primele semne de săpături de pe 10 martie, în timp ce ultimele imagini au fost surprinse pe 31 martie. Bă, bez razbora. Vyšov, bah. Tam na stikolki ще хуже. Tam людей просто. Vyšov? Čo ty vyšov? Nikto ničo не спрашує. This is not special operation. This is not military objects. This is civilians. They've been shot in the head with the tight hands behind their back. This is genocide of the Ukrainian population. Autoritățile ucrainene nu exclud că armata rusă a săvârșit astfel de masacre nu doar la Bucea. Se așteaptă ca la Mariupol, oraș asediat de mai bine de o lună, imaginile să fie și mai îngrozitoare. I think it's new cases for the GAC, International Criminal Court, and I think that will be a lot of evidence and we will see new Nuremberg process, probably in Bucha, probably in Irpin, or in Kharkiv, or in Mariupol. It will be a lot of new Nuremberg process against the criminal, military criminal. Who did it in our country. Ministrul de Externe al Ucrainei a cerut Curții Penale Internaționale și a organizațiilor internaționale să meargă la Bucea și în alte orașe din regiunea Kiev cât mai curând posibil să se adune dovezi ale crimelor de război și crimelor împotriva umanității comise de trupele ruse. What we saw in Bucha makes one fact clear. Russia is worse than ISIS. Biroul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite a transmis într-un raport publicat astăzi că au fost 3455 de victime civile de la începutul războiului din Ucraina pe 24 februarie. Cifra include cele peste 1400 de decese și peste 2000 de răniți, dar numărul real este considerabil mai mare.
Rusia respinge în mod categoric toate acuzațiile legate de descoperirea unui număr mare de cadavre de civili la Bucea, în apropiere de Kiev. Kremlinul susține că au fost descoperite falsuri în imaginile prezentate de către autoritățile ucrainene, drept probe ale masacrului care acuză Rusia, iar ministrul rus de externe susține că este vorba de un atac de informații false. Ministerul rus de externe pretinde că imaginile cu civili morți în orașul ucrainean Bucea au fost comandate de Statele Unite ca parte a unui complot pentru a da vina pe Rusia. На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că imaginile prezentate de autoritățile ucrainene, drept probe ale unui masacru care acuză Rusia, nu corespund realității, însă nu a prezentat dovezi care să susțină această teorie. Эта информация, она должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели, видеоматериалы, не во многом им нельзя доверять, потому что там налицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков. Comitetul rus de anchetă acuză guvernul ucrainean de manipularea opiniei publice și anunță că va deschide o anchetă cu privire la o provocare care are drept scop discreditarea forțelor ruse din Ucraina, iar persoanele care vor fi identificate că au difuzat informații false despre armata rusă vor fi judecate. Infracțiunea introdusă în codul penal rus după invazia Ucrainei este pedepsită cu până la 15 ani de închisoare. Rusia a cerut astăzi o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru a discuta despre ceea ce a numit o provocare a radicalilor ucraineni în orașul Bucea, dar solicitarea a fost respinsă. Președintele Volodymyr Zelensky a mers astăzi în orașul Bucea, unde a vorbit cu localnicii și a îndemnat comunitatea internațională să nu rămână indiferentă. По-перше, для нас дуже важливо, що тут знаходиться преса, знаходяться журналісти. І це найголовніше. Ми дуже хочемо, щоб показали світу, що відбувалось тут, що відбували, що робили російські військові. Anchetatorii ucraineni caută martori și adună probe pe teren, în timp ce Uniunea Europeană vorbește despre noi sancțiuni împotriva Rusiei. Aflați mai multe în jurnal. În cea de-a 40-a zi de război, atacurile rusești se concentrează în vestul și sudul Ucrainei. Orașele Odessa, Herson, Mariupol și Nicolaev sunt devastate de bombardamentele nemiloase și orașul Harkov a fost atacat aseară cu rachete. 7 persoane au murit, iar 34 au fost rănite, printre care și copii. Armata ucraineană susține că Rusia a lansat o mobilizare ascunsă de aproximativ 60.000 de soldați pentru a reface unitățile pierdute în Ucraina. Capturarea Mariupolului rămâne un obiectiv cheie al invaziei ruse, a declarat Ministerul Apărării din Marea Britanie. Orașul Nicolaev a fost bombardat aseară. Mai multe rachete au căzut în port, dar și în zone rezidențiale. O persoană a murit, iar 14 au fost rănite. În urma bombardamentelor a fost avariat și un spital din Nicolaev. Din fericire, nici pacienții și nici medicii nu au avut de suferit. Atacul vine după ce o clădire a administrației regionale din Nicolaev a fost ținta unui atac aerian săptămâna trecută, în urma căruia cel puțin 36 de persoane au murit, în timp ce salvatorii caută în continuare eventuale victime printre dărâmături. Armata Rusiei a vizat noaptea trecută porturile din sud ale Ucrainei, inclusiv Odessa și Nicolaev, într-o aparentă încercare de a bloca accesul Ucrainei la Marea Neagră și de a crea un coridor pe uscat între Rusia și peninsula Crimeea, controlată de Moscova din 2014. După atacul de ieri dimineață, orașul Port Odessa a fost lovit din nou de o rachetă în timpul nopții. Ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає. Інші обставини уточнюють. La Harkov, mai multe rachete au căzut în raionul Slobodsk. 7 persoane au fost ucise, iar 34 au fost rănite, inclusiv 3 copii.
Un atac cu rachete a fost și la Ternopil, un oraș din vestul Ucrainei. Statul major al Ucrainei spune că a dejucat 7 atacuri în Donețk și Lugansk în ultimele 24 de ore, precizând că forțele rusești continuă să se consolideze și să se reorganizeze în timp ce își reorientează ofensiva în regiunea Donbass din estul Ucrainei. În informarea de azi dimineață, serviciile secrete militare britanice subliniază și ele schimbarea de orientare a trupelor de invazie către est. Forțele rusești, inclusiv mercenari de la compania militară privată Wagner, legată de statul rus, sunt mutate în zonă. Armata ucraineană susține că Rusia a lansat o mobilizare ascunsă de aproximativ 60.000 de soldați pentru a reface unitățile pierdute în Ucraina. Instituțiile publice din Moldova au arborat drapelele în Berna, astăzi fiind zi de doliu național în memoria victimelor războiului din Ucraina. Un decret în acest sens a fost semnat de Maia Sandu, care a numit un masacru uciderea civililor din orașul Bucea de lângă Kiev. La Parlament și Guvern, ședințele au început cu un minut de reculegere. Ședința Guvernului din această dimineață a început cu un minut de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina. Totodată, drapelul din fața instituției a fost arborat în Berne. Natalia Gavrilița a început ședința cu un mesaj de pace. Vom continua să lucrăm, să discutăm și pe plan internațional cu toți partenerii, să pledăm pentru pace. Avem nevoie de pace și stabilitate pentru ca să guvernele să se poată concentra pe îmbunătățirea traiului cetățenilor. De asemenea, și drapelul de pe clădirea președinției a fost arborat în Berne. Așa s-a făcut și la Parlament, iar deputații și-au început ședința cu un minut de reculegere. Imaginile care au apărut ieri din orașele Bucea, Irpin și Hostomel, cu sute de civili uciși și lăsați pe străzi, sunt groaznice. Republica Moldova condamnă cu fermitate masacrul asupra civililor, iar cei responsabili trebuie trași la răspundere. În picioare s-au ridicat și deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, nu înainte însă ca vicepreședintele Parlamentului Vlad Bătrâncea să vină cu un mesaj. Noi vom participa la acest minut de reculegere, dar cu anumită mențiune că pe parcursul la 8 ani de zile sunt victime, inclusiv și Odessa, inclusiv și estul Ucrainei, unde au fost bombardate orașe, și ne alăturăm minutului de reculegere cu mențiunea că din partea noastră este pentru toate victime civile, militare din ambele țări din anul 2014 încoace. Conform decretului semnat de Maia Sandu, astăzi sunt coborâte drapelele în toate instituțiile din țară, precum și în misiunile diplomatice și consulare ale Moldovei de peste hotare. Totodată se recomandă să se renunțe la desfășurarea acțiunilor în masă. Ieri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Maia Sandu a menționat că Moldova condamnă crimele împotriva umanității, la fel cum condamnă și acest război declarat de Federația Rusă. Nu se știe exact câți oameni au murit în primele 40 de zile de război în Ucraina. Asta pentru că autoritățile de la Kiev nu au anunțat încă o cifră exactă. Primarul din Mariupol spune că numai acolo ar fi decedat aproximativ 5.000 de persoane, iar Organizația Națiunilor Unite a anunțat astăzi că ar fi peste 3.000 de victime civile, printre care răniți și decese. Numărul acestora însă ar fi mult mai mare, spun responsabilii de la ONU. Mihaela Tabarcea, ProTV. După masacrul de la Bucea, președintele ucrainean a avut aseară un mesaj destul de dur la adresa soldaților ruși. Volodymyr Zelensky a afirmat că cei care au comis atrocități în Ucraina sunt criminali, torționari, violatori și jefuitori care merită moartea pentru ceea ce au făcut. Zelensky s-a adresat și mamelor militarilor ruși, vorbindu-le despre faptele teribile comise de aceștia. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. Я хочу, щоб кожна мать, кожного російського солдата увиділа тіла вбитих людей в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі. Що вони зробили? Зачем їх убили? Що зробив мужчина, який їхав по вулиці на велосипеді? Зачем питали до смерті обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей?
Що зробив вашій Росії український город Буча? Зеленський мai spus că mamele soldaților ruși ar trebui să vadă imaginile de la Bucha și a avut un mesaj dur pentru acestea. Російські матері, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого, нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. În discursul de aseară, Volodymyr Zelensky a amintit de summitul NATO din 2008 de la București, când alianța a refuzat ca Ucraina să devină stat membru și a invitat la Bucha pe Angela Merkel și pe Nicolas Sarkozy, ca să vadă la ce a adus în 14 ani politica de concesii către Rusia. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід, ми не звинувачуємо нікого, окрім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддав їм наказ. Але ми маємо право говорити про нерішучість, про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомелю, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості, у якому би блоці чи поза блоком ми не були. Ми розуміємо одне, ми маємо бути сильними. Aseară Zelenskyj s-a adresat publicului de la festivitatea de decernare a premiilor Grammy printr-un mesaj video înregistrat, cerându-le oamenilor să sprijine Ucraina fiecare după cum poate. În această seară, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky va susține un discurs video în Parlamentul României. Republica Moldova nu poate să se alinieze în totalitate la sancțiunile impuse de către comunitatea internațională împotriva Rusiei pentru că este dependentă de gazul rusesc. Despre asta a vorbit astăzi Maia Sandu, care a precizat că, în schimb, țara noastră respectă interdicțiile aplicate Moscovei în ceea ce privește sistemul bancar și financiar, tranzacțiile cu băncile rusești fiind suspendate. Președintele susține că Moldova va sprijini în continuare Ucraina, iar în curând o echipă de geniști moldoveni ar putea pleca în țara vecină pentru a demina localitățile care au revenit sub controlul ucrainenilor. În cazul Republicii Moldova, în tot ceea ce ține de sistemul financiar, sistemul bancar, băncile noastre respectă toate politicile și restricțiile impuse de sistemele de plăți internaționale. Deci, pe dimensiunea financiară și bancară, se respectă toate aceste interdicții, inclusiv ceea ce ține de restricțiile aplicate de SWIFT sau de sistemele de carduri Visa și Mastercard. Un alt aspect economic vizat de sancțiunile Occidentului privește exportul de mărfuri. Exporturile noastre și așa s-au micșorat, sunt aproape inexistente din cauza faptului că există acest impediment fizic care se numește războiul din Ucraina pentru exportatorii noștri. Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este dependentă de gazul rusesc, iar din această cauză nu se poate alinia în totalitate restricțiilor internaționale. Noi avem pentru moment un singur furnizor de gaze, da? Guvernul caută alternative pentru că nici pentru noi nu este bine să fim dependenți 100% de un singur furnizor. Astăzi nu putem să renunțăm la achiziția de gaze din Federația Rusă și nu suntem singura țară care nu renunță. Șefa statului a reiterat că Moldova a semnat toate documentele care condamnă agresiunea rusă împotriva Ucrainei și că autoritățile vor sprijini în continuare țara vecină. Republica Moldova a oferit părții ucrainene serviciilor geniștilor și o să vedem dacă există interes pentru asta, pentru că am văzut din localitățile în care s-au retras luptele, există acest pericol al tot felul de mine și alte elemente periculoase. Maia Sandu a mai spus că a discutat cu Volodymyr Zelensky, pe care l-ar fi asigurat că Republica Moldova va oferi tot sprijinul Ucrainei, atât în ceea ce ține de refugiați, cât și în alte domenii. Premierul Ungariei Viktor Orbán obține al patrulea mandat consecutiv după alegerile legislative de ieri. Acesta și-a asigurat o majoritate absolută de 2/3 în Parlamentul de la Budapesta. În discursul ținut după anunțarea rezultatelor, Orbán, care are relații amicale cu Vladimir Putin, l-a numit pe Volodymyr Zelensky drept unul dintre adversarii săi. Președintele rus a fost printre primii oficiali care l-au felicitat pe Viktor Orbán pentru victoria în alegeri.
După numărarea voturilor, rezultatele arătau că partidul lui Victor Orban conducea cu 53,96% din voturi față de 34,18% pentru Alianța de Opoziție. Pe locul 3 s-a clasat Partidul Patria Noastră cu 6,34%. Pe baza rezultatelor, Oficiul Național Electoral a transmis că partidul lui Victor Orban va ocupa 135 de locuri în Parlament, adică o majoritate de 2/3, în timp ce Alianța de Opoziție va avea 56 de locuri. Un partid de extremă dreaptă, Patria Noastră, ar urma să intre și el în Parlament, ocupând 7 locuri. După anunțarea victoriei, Orban a ieșit în fața mulțimii care îl aclama. Acesta a ieșit pe scenă alături de câțiva membri ai cabinetului său și a ținut un discurs scurt. Az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött, és azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt. Victor Orban a făcut referire de asemenea la criticile adresate lui de către Volodymyr Zelensky, care l-a contestat în mod repetat pe liderul maghiar din cauza lipsei de sprijin pentru Ucraina și a lipsei de dorință de a-l condamna personal pe aliatul său apropiat Vladimir Putin pentru invadarea țării vecine. Ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták, a Soros Birodalom minden pénze és szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Recunoscându-și înfrângerea, liderul partidului de opoziție a spus că a fost devastat de rezultatele scrutinului. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat. Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény. După retragerea din politică a cancelarului german Angela Merkel, anunțată în 2018 și oficializată anul trecut, Victor Orban a rămas cel mai longeviv prim-ministru din Europa, devansându-l pe olandezul Mark Rutte cu câteva luni. Orban este de asemenea al 8-lea cel mai longeviv premier din lume, după cei din Cambodgia, Sfântul Vicențiu și Grenadin, Dominica, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Fiji și Bangladesh. Alegerile legislativului din Ungaria au fost monitorizate de peste 200 de observatori internaționali, alături de mii de voluntari din tot spectrul politic. Moldova are nevoie de granturi și investiții din partea partenerilor externi, care urmează să se întrunească în aceste zile la Berlin, unde va fi lansată o platformă de sprijin pentru Moldova. Declarațiile au fost făcute de președintele Maia Sandu, care a menționat că economia țării noastre a avut mult de suferit din cauza războiului din țara vecină. Avem nevoie de sprijin, inclusiv de sprijin sub formă de asistență bugetară, deci resurse financiare care să meargă în buget, să compenseze parțial pentru veniturile ratate, pentru că economia merge în declin din cauza războiului și asta înseamnă că ratăm venituri la buget din cauza acestui război. Președintele susține că investițiile din exterior ar putea ajuta Republica Moldova și în domeniul energetic, astfel încât țara noastră să-și poată diversifica sursele de furnizare a gazelor naturale. Platforma de susținere pentru Moldova va fi lansată mâine la Berlin la inițiativa României, Franței și Germaniei. Premierul Natalia Gavriliță împreună cu mai mulți miniștri se află deja acolo. Parlamentul a votat astăzi pentru constituirea Comisiei de Evaluare a Integrității Candidaților la funcția de membru în CSM și CSP. Trei membri au fost propuși de Parlament, doi de către PAS și unul de comuniști și socialiști. Alții trei au fost propuși de partenerii externi ai țării noastre și sunt din Olanda, Georgia și SUA. Așadar, din partea Parlamentului, în calitate de membri ai Comisiei de Evaluare a Integrității Candidaților la funcție de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, au fost numiți Tatiana Răducanu și Nadejda Hriptievski, propuși de PAS, și Vitalie Miron, propus de opoziție, de comuniști și socialiști. Aceștia au fost acceptați unanim atât de către Comisia Juridică Numiri și Imunități, cât și de plenul legislativului, îndeplinind criteriile legale, a menționat Olesea Stamate. Nu a deținut funcția de deputat în Parlament sau de membru al Guvernului în ultimii 3 ani. Nu a făcut parte dintr-un partid politic în ultimii 3 ani. Nu a deținut funcția de judecător sau procuror în Republica Moldova în ultimii 3 ani. Cum se combine noțiunea de autoadministrare
cu numirea acestor persoane de către Parlament? Autoadministrarea va fi efectuată în continuare, așa cum prevede Constituția țării, de către Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Comisia de pre-vetting, cum îi spunem noi așa pe scurt, nu selectează membrii CSM și CSP. Ei verifică doar partea de integritate și doar cei care sunt integri vor fi deja propuși adunărilor generale a procurorilor și judecătorilor pentru a selecta deci membrii în CSM și CSP. Deputații din partidul Șor s-au abținut de la vot, iar înainte să anunțe despre asta, Marina Tauber a avut un schimb de replici cu președintele Parlamentului Igor Grosu. În ce constă această grabă? Lupta cu bandiții și cu hoții nu are vacanță, nu are regim special, ei continuă. Așa cum hoții, bandiții, pușcăriabilii, pe care noi toți îi știm, fugarii, încă se bucură de libertăți, noi nu avem dreptul să amânăm măcar cu o zi. Noi o să ne abținem de votarea acestor proiecte de hotărâre, pentru că, din punct de vedere al nostru, la baza stau motive de deturnare a atenției, opiniei publice de la problemele grave. Faptul că vă ascundeți după hoțomanul vostru, da, noi și cu dedicație pentru toți hoții facem ceea ce facem. Tot astăzi au fost votați și membrii Comisiei de Evaluare propuși de partenerii externi ai Republicii Moldova. Este vorba despre Victoria Henley, Nona Țotoria și Herman von Hebel. Aceștia nu au fost prezenți astăzi în sala de ședință, așa că nu au putut fi văzuți de deputați. Ei se află peste hotarele țării, deci ei au fost desemnați în calitate de candidați de către partenerii de dezvoltare. Imediat ce vor fi nominalizați de către Parlament, aceștia vor veni în țară. Candidaturile membrilor propuși de partenerii de dezvoltare au fost votate doar de către deputații PAS, acumulând 63 de voturi. Comuniștii și socialiștii nu au explicat de ce nu au participat la vot. Potrivit legii pre-vettingului, Comisia de Evaluare a Candidaților la funcție de membru CSM și CSP va activa până la finele anului curent. Aceasta va analiza averile candidaților și ale apropiaților lor, proveniența acestora, precum și veniturile și cheltuielile. Totodată, Comisia va evalua și integritatea candidaților, inclusiv prin cercetări extinse ale activității profesionale, precum și a lipsei unor acțiuni sau suspiciuni de corupție. Legea pre-vettingului a fost votată la mijlocul lunii februarie, iar acum două săptămâni, socialiștii au contestat-o la Curtea Constituțională. Atunci, Vasile Bolea a declarat că legea atentează la independența justiției și nu întrunește toate recomandările Comisiei de la Veneția. Curtea încă nu s-a pronunțat asupra sesizării. Și-au învățat mai mult online din cauza pandemiei, iar războiul din țara vecină continuă să-i tulbure. Absolvenții din acest an spun că sunt pregătiți de bacalaureat. Astăzi aceștia au susținut ultimele testări înainte de examen. Am hotărât să stau puțin mai într-o parte pentru că afectează psihologic și la moment avem nevoie să ne concentrăm la situația cu bacalaureatul. Elevii de la profilul real au fost testați la matematică, în timp ce umaniștii la istorie. Cât de grele le-au părut testele, aflați în jurnal. Guvernul a aprobat astăzi închiderea centrului COVID de la Moldexpo. Se întâmplă în contextul numărului mic de infectări cu SARS-CoV-2 pe care îl înregistrează țara noastră în ultima perioadă. Luând în considerare că la moment situația epidemiologică din țară este una relativ stabilă, cu o diminuare continuă a cazurilor noi COVID-19, iar pe parcursul ultimului val al pandemiei COVID-19, spațiile Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo au fost utilizate într-o proporție foarte mică și în exclusivitate pentru trierea bolnavilor și transferul acestora către alte instituții medicale, se impune încetarea activității Centrului COVID-19 Chișinău. Ieri în țara noastră au fost înregistrate 23 de cazuri noi de infectări cu coronavirus. În prezent sunt în spitale, sunt internați peste 270 de pacienți, dintre care 36 în stare gravă. Iar la domiciliu se tratează aproape 1200 de persoane, având forme ușoare ale bolii. Începând de mâine, livrarea agentului termic în școlile și spitalele din capitală va fi sistată. O decizie în acest sens a fost aprobată de către Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului. Acum două zile, toți consumatorii din țară au fost deconectați de la căldură prin dispoziția guvernului. Asta deși în această noapte în țară se vor înregistra temperaturi minime de până la minus 6 grade. De miercuri însă vremea se va încălzi.
Liderii mondiali condamnă crimele din Bucea, iar șeful diplomației europene a anunțat că UE discută de urgență noi sancțiuni împotriva Moscovei. Înaltul comisar ONU al drepturilor omului cere identificarea corpurilor înhumate în gropile comune pentru a fi investigate posibile crime de război. Justiția ucraineană caută martori în rândul localnicilor și adună probe, iar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vizitat azi orașul Bucea. Volodymyr Zelensky a inspectat drumul pe care o coloană rusă a fost prinsă în ambuscadă și a vorbit cu localnicii din Bucea. El a reiterat că Rusia a comis crime de război și genocid în Ucraina. По-перше, для нас дуже важливо, що тут знаходиться преса, знаходяться журналісти. І це найголовніше. Ми дуже хочемо, щоб показали світу, що відбувалось тут, що відбували, що робили російські військові. Kievul a publicat o listă cu batalionul rus care ar fi fost dislocat la Bucea și ar fi comis toate atrocitățile asupra populației. Este vorba de militari profesioniști cu experiență, cel mai tânăr având 40 de ani. Întrebat de BBC dacă mai sunt posibile după asta discuții cu Rusia despre pace, Zelensky a spus: Ucraina nu poate trăi în război, pentru că noi suntem în Europa, suntem în 21-ul stoliu și noi pragnăm mirul, noi dostoini eu. Volodymyr Zelensky a îndemnat comunitatea internațională să nu rămână indiferentă. După masacrul de la Bucea, Uniunea Europeană discută de urgență noi sancțiuni împotriva Moscovei, a transmis azi șeful diplomației europene, Josep Borrell. Germania a cerut partenerilor UE să acționeze rapid și coordonat pentru a impune noi sancțiuni Rusiei. Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen. Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren. Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion verteidigen kann. Conform Financial Times, UE va discuta miercuri un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ar fi vorba despre restricții personale, interdicție de utilizare a porturilor, restricții la export și embargoul asupra resurselor energetice. Republica Moldova are cantități suficiente de iod, afirmă președintele Maia Sandu, care însă nu precizează ce acțiuni prevede protocolul aplicat în cazul unei eventuale explozii nucleare. Șefa statului a îndemnat populația să nu provoace panică și să fie atentă la administrarea acestui preparat. Din informațiile pe care le am eu, noi avem aceste cantități, dar aș vrea ca populația să fie foarte conștientă și să nu facă abuz de iod fără niciun motiv. În momentul în care, dacă Doamne ferește, va fi nevoie de așa ceva, atunci vor veni toate instrucțiunile și medicamentele. Vă rugăm să nu vă apucați din inițiativă proprie să faceți lucruri care ar putea să dăuneze sănătății dumneavoastră. Anterior, premierul Natalia Gavriliță spunea că planul de distribuție a iodurii de potasiu va fi pus în aplicare doar dacă va exista un pericol real, fără a preciza ce anume vor întreprinde autoritățile. Îngrijorările cu privire la producerea unui accident nuclear au apărut după ce armata rusă a invadat Ucraina și a atacat instalații nucleare de la centralele din țara vecină. Totuși, deocamdată nu au fost înregistrate scurgeri sau eliminări de radiații. Autoritățile din sănătate din România anunțau săptămâna trecută că au produs și distribuit în toate centrele de sănătate din țară circa 30 de milioane comprimate de iodură de potasiu. Experții spun că iodul stabil trebuie administrat în primele ore de la producerea unui accident nuclear. În caz contrar, acesta nu are efect. Absolvenții din țara noastră au susținut astăzi al treilea examen de testare înainte de bacalaureat. În funcție de profilul ales, unii și-au testat cunoștințele la matematică, alții la istorie, iar rezultatele vor fi anunțate mâine. Elevii spun că sunt bine pregătiți, asta deși au învățat mult timp online, iar acum sunt și ei tulburați de războiul din Ucraina. La Liceul Teoretic Vasile Alexandri din capitală, toți cei 96 de absolvenți s-au prezentat de dimineață la testarea înainte de bacalaureat. Testele la matematică pentru elevii de la profilul real, dar și cele la istorie pentru umaniști, au fost susținute în sala de festivități, sub supravegherea observatorilor. Nu, chiar simplu, dar niște tare greu, așa, mediu. Îmi place istoria. De mic copil mă uitam la documentare la canale TV Discovery, Viasat History. Pare destul de greu și, de fapt, nu sunt încordat și nu ne încordează, nu suntem într-o situație încordată. Dar testul, ca test, e greu. Și
Sperăm să ținem pozitiv. Uite, mie sincer mi se par ușor, mai ales că pe tot parcursul anului profesorii noștri au avut grijă să ne instruiască. Testul este de greutate, cred eu, medie. Eu ca profesor pot spun că este testul destul de ușor. Testul la istorie este unul accesibil, este deja descongestionat în baza curiculei noi. Copiilor chiar le-a plăcut, sunt 4 subiecte, 4 epoci. Deși s-a învățat mult online din cauza pandemiei, dar și pe fondul războiului din țara vecină, elevii susțin că profesorii au avut grijă să instruiască atât la capitolul discipline, cât și să încurajeze din punct de vedere psihologic. Am hotărât să stau puțin mai într-o parte pentru că afectează psihologic și la moment avem nevoie să ne concentrăm la situația cu bacalaureatul. Suntem cointeresați ca elevii să scrie bine și să depășească atât criza aceasta legată de pandemie, cât și situația politică pe care o trăim acum. Rezultatele testelor vor fi anunțate mâine. Astăzi este cea de-a treia zi de testare înainte de examenul de bacalaureat, după ce săptămâna trecută s-au susținut teste similare la limba de instruire, română sau rusă și la limba străină, iar pe 8 aprilie se va susține ultima pretestare la disciplina la solicitare. Potrivit Ministerului Educației, examenul național de bacalaureat se va desfășura în perioada 3-21 iunie și va începe la ora 9 dimineața. Anul acesta, 18.000 de liceeni vor susține examenul de bacalaureat. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Loghin se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua tuturor! Începem săptămâna alături de actorul și regizorul Nicu Țărnă. Tot el se află în fruntea Teatrului Fără Nume, așa că vom discuta astăzi despre teatru în timp de război, dar și după ce au fost scoase restricțiile, câtă lume mai vine la teatru în această perioadă. Și tot astăzi discutăm cu interpreta Natalia Barbu. Nu vine ea aici la noi în studio pentru că este la București, însă vom intra în legătură directă cu ea. Vom vedea când mai cântă la Chișinău, dar și cum e viața de mămică a doi copii mici. Vă aștept pe toți la O seară perfectă. Anișoara, îți mulțumesc. Cel puțin 6 persoane au murit, iar 12 au fost rănite într-un atac armat care a avut loc în centrul orașului Sacramento, capitala statului american California. Poliția nu a oferit încă detalii despre victime. Nu este clar deocamdată nici ce mai exact s-a întâmplat acolo. În imaginile postate pe rețelele de socializare se văd persoane care fug panicate pe stradă în timp ce pe fundal se aud focuri de armă. Potrivit autorităților, atacul a avut loc în jurul orei 2 noaptea. Poliția din Sacramento, care nu are deocamdată niciun suspect, le-a cerut locuitorilor să evite zona unde a trimis numeroase forțe de securitate, circulația fiind sistată pe mai multe străzi. Incidentul are loc la o lună după ce într-o biserică din același oraș un tată și-a împușcat mortal cei 3 copii minori, precum și o a 4-a persoană, înainte de a se sinucide cu aceeași armă. China se confruntă cu cel mai grav focar epidemic de coronavirus din ultimii 2 ani, astfel mii de militari și angajați din sistemul de sănătate au fost trimiși în Shanghai pentru a ajuta la testarea celor 26 de milioane de locuitori ai metropolei. Între timp, astăzi în Shanghai au fost înregistrate peste 9.000 de cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul locuitorilor, acesta fiind un record de infectări la zi de la începutul pandemiei. Capitala economică a Chinei a devenit în ultimele zile epicentrul unui nou val de cazuri de infectări, țara înregistrând o accelerare în acest sens la începutul lunii martie. Pentru a face față testării, Armata Populară de Eliberare a trimis duminică la Shanghai peste 2.000 de membri ai personalului medical din cadrul armatei, marinei și forțelor de sprijin logistic comun. Totodată, peste 10.000 de lucrători din domeniul sănătății din provincii au sosit la Shanghai pentru a ajuta la testarea celor 26 de milioane de locuitori ai metropolei. Orașul, care se confruntă cu un număr record de cazuri zilnice de COVID, a făcut autoritățile chineze să adere la strategia sa strictă de eliminare a virusului zero COVID. Aceasta presupune o izolare totală, care s-ar putea dovedi a fi deosebit de costisitoare pentru China. Pe lângă faptul că este un obiectiv major al industriei financiare, Shanghai este un hub pentru producția de semiconductori, electronice și mașini. Este de asemenea cel mai aglomerat port de transport maritim din lume. Economiștii chinezi spun că întreruperile pe termen scurt ale lanțului de aprovizionare vor avea un impact asupra economiei Chinei în ansamblu. La nivel local, orașul cunoscut pentru vitrinele sale de lux, cum ar fi Gucci și Louis Vuitton, au simțit deja o scădere a cheltuielilor consumatorilor. Închiderea micilor afaceri, dar și a hotelurilor și restaurantelor, ar putea costa Shanghaiul 3,7% din produsul intern brut anual.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 13645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.